Bună tuturor, sunt Dana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube, Totul de Casă. Astăzi mi-am propus să vă prezint cele mai simple și gustoase bomboane obținute acasă. Aveți nevoie de 150 grame biscuiți, 100 grame cremă de caju, aveți linkul atașat, 20 de grame fulgi din nucă de cocos și pulbere de vanilie. Într-un tocător mărunțesc bine biscuiții transformându-i în făină. Gustul bomboanelor va fi influențat de biscuiții folosiți. Eu am folosit biscuiți simpli, populari, dar sunt convinsă că și alte tipuri merg. Mixați până obțineți făină. Dacă vă e mai ușor, puteți folosi și o râșniță pentru cafea, dar în cap mai puțin. Adăugați vanilia și mixați din nou. Vom avea o făină de biscuiți super aromată care poate fi folosită și la alte prăjituri. Astăzi însă vom face bomboane. Într-un castron adăugăm toate ingredientele. Biscuiții făină, crema de caju și fulgii de cocos. Frământați până obțineți o cocă care poate fi modelată. Dacă nu vă plac fulgii de cocos, îi puteți elimina suplimentând după nevoie cu făină de biscuiți. Aveți grijă să nu iasă coca foarte tare, deoarece bomboanele vor fi sfărâmicioase. Modelați-le după dorință și tăvăliți-le prin nucă de cocos sau, dacă vreți, pudră de carob, cacao sau semințe sfărâmate la alegere. Vom obține rapid niște bomboane delicioase care vor încânta papilele gustative cu gustul și aroma lor și, în același timp, vor fi economice cu timpul nostru. Dacă v-a plăcut videoclipul prezentat, vă rog, susțineți-mă printr-un like, distribuiți pentru a fi văzut de mai mulți și, dacă n-ați făcut-o încă, puteți să vă abonați. Sunt Dana și vă aștept cu drag pentru alte rețete. La revedere!